Undeva departe de Pământ este o planetă uriașă care are 79 de sateliți identificați până în anul 2018. După cum probabil ați ghicit, planeta gigantică despre care vorbesc este chiar Jupiter. Totuși, știați că Jupiter ascunde un secret incredibil? Potrivit oamenilor de știință, acestei planete îi place să mănânce alte planete. Deci asta înseamnă că și Pământul va fi mâncat în viitor? Pentru început, ar trebui să nu intrăm în panică, pentru că în ciuda faptului că Jupiter poate mânca o planetă la micul dejun, un astfel de eveniment a avut loc la începuturile formării sistemului nostru solar și probabil nu se va mai întâmpla foarte curând. În trecut, Jupiter era o planetă relativ tânără și avea ca satelit natural o altă planetă de dimensiuni normale. Atunci când satelitul natural care orbita planeta s-a apropiat prea mult, acesta a fost devorat la propriu de Jupiter, la fel cum lupul a mâncat-o pe bunica Scufiței Roșii. La foarte mult timp după ce acest eveniment a avut loc, cu mai mult de 400 de ani în urmă, atunci când Galileo Galilei a observat primele luni ale lui Jupiter cu ajutorul telescopului său, nimeni nu ar fi crezut că cea mai mare planetă din sistemul nostru solar poate avea sateliți naturali de dimensiunile planetelor normale. Totuși, el a reușit să vadă 4 sateliți absolut uimitori pe care i-a numit Ganimede, Callisto, Io și Europa, iar toți erau extraordinari în tot felul de mod. Numele lor sunt speciale, fiind alese după diverse mitologii antice din Grecia. Din acest motiv, astăzi o să vorbim despre poveștile uimitoare ale celor mai faimoși sateliți naturali ai lui Jupiter. În trecut, un tânăr pe nume Ganimede, fiul regelui din Troia, a fost răpit de tatăl zeilor, Zeus, și dus pe muntele Olimp datorită abilităților sale de luptă și inteligența de care dădea dovadă. Pentru a transmite mai departe legendele lui Ganimede, oamenii de știință s-au hotărât să numească în onoarea sa cel mai mare satelit din sistemul nostru solar. Este atât de uriaș încât este chiar mai mare decât planeta Mercur. În același timp, dacă acest satelit ar avea o sursă de căldură, cel mai probabil s-ar transforma într-o bulă uriașă de apă, deoarece este format în întregime din gheață. Al doilea satelit natural al lui Jupiter, Callisto, este considerat una dintre cele mai misterioase luni din sistemul nostru solar. În mitologia greacă, Callisto a fost o însoțitoare a zeiței Artemis, care a plătit cu propria viață dragostea pe care o purta pentru Zeus. În ciuda acestei povești triste, Callisto este unul dintre sateliții naturale a lui Jupiter. Din punct de vedere astronomic, Callisto este un corp ceresc unic și foarte întunecat. Acesta reflectă doar 20% din lumina pe care o primește pe suprafața sa. Pentru că nivelul de radiații emis de Jupiter asupra satelitului Callisto nu este mare comparativ cu alte luni ale planetei, acest satelit înghețat reprezintă locația perfectă unde oamenii își pot instala o bază spațială, de unde pot cerceta planeta Jupiter de aproape. Se estimează că o asemenea misiune spațială va avea loc undeva în anul 2040. Frumoasa Io este una dintre iubitele lui Zeus, care mai apoi a fost transformată într-o vacă pentru a fi în siguranță. Potrivit mitologiei grecești, vaca în care a fost transformată Io a străbătut lumea pentru foarte mult timp, căutând oportunitatea perfectă de a deveni din nou femeie. Această legendă neobișnuită are totuși un final fericit, deoarece vaca a fost în cele din urmă transformată înapoi în femeie, iar mai apoi s-a măritat cu regele egiptean Osiris. Nimeni nu știe care este morala acestei povești, însă unul dintre cei mai explozivi sateliți naturali al lui Jupiter a fost numită după vaca favorită a lui Zeus. Nimănui nu îi place să călătorească în jurul lumii transformat într-o vacă, însă oamenii de știință au numit-o Io pe cea de-a treia cea mai mare lună a lui Jupiter în onoarea frumoasei iubite a lui Zeus. Europa, un alt satelit natural al lui Jupiter, este formată în cea mai mare parte din apă, care poate ascunde chiar și viața extraterestră. La fel ca Io, Europa a fost una dintre iubitele lui Zeus în mitologia greacă și era fiica regelui Agenor, care domnea în Fenicia. Zeus, vrăjit de frumusețea ei, a furat-o pe prințesă și a dus-o pe insula Creta. Oamenii de știință au hotărât să numească cel mai mic satelit natural dintre cei patru în memoria frumoasei Europa. Acest satelit este cel mai tânăr satelit natural al celei mai mari planete din sistemul nostru solar și poate fi observat printr-un telescop obișnuit. Ei bine, următorul satelit natural al lui Jupiter ar putea fi același obiect cosmic care oamenii de știință presupun că s-a prăbușit pe planetă cu câteva miliarde de ani în urmă. Nu vom fi niciodată capabili să-l vedem și, din păcate, rămășițele satelitului care au căzut pe suprafața planetei încă sunt ascunse în interiorul său.
În ciuda naturii sale științifico-fantastice, ipoteza că Jupiter și-a devorat literalmente unul dintre sateliții săi naturali datorită dimensiunilor sale uriașe, rămâne una dintre cele mai populare teorii din cercurile oamenilor de știință. O astfel de ipoteză poate explica de ce nucleul lui Jupiter este fragmentat în mai multe bucăți și conține un amestec bizar de roci solide și bule de hidrogen. Adițional, dacă această teorie este demonstrată, ar putea face lumină în privința începuturilor sistemului nostru solar. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut, nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!